Roșu pe Wall Street, cum spuneam, bursele americane au cel mai mare declin din 2023. S&P 500 și Dow Jones minus 2%, Nasdaq Composite scade cu 2,5%. Ce aduce cifrele slabe? Cifrele bune. Ultimele rapoarte arată că economia este mai puternică decât era de așteptat, crește presiunea inflaționistă, deci Fed trebuie să țină rata dobânzii cheie ridicată pentru mai mult timp. Datele preliminare arată că zona de business ia avânt, sectorul serviciilor este la cel mai ridicat nivel din ultimele 8 luni potrivit S&P Global. Industria este încă în fază de contracție, dar este totuși la maximul ultimelor 4 luni. Ce aduce minuta Fed din seara asta? Mergem la Bogdan Maioreanu, analist eToro. Salutare! Avem câteva predicții care planează de ceva timp. Majoritatea băncilor americane, cele de pe Wall Street, prognozează cumva alte 2-3 majorări de 0,25%. Unii vorbesc chiar de o majorare de 0,5% și apoi vedem ce urmează. De ce vine declinul ăsta chiar în ziua respectivă, adică ieri, cum ar fi pe fusul nostru orar? De ce abia acum vedem cumva investitorii convinși că inflația va determina Fed să mai meargă înainte cu majorările? Da, dacă ne uităm un pic ce s-a întâmplat la sfârșitul anului trecut și pe începutul acestui an, o să vedem o schimbare din partea investitorilor a opticii. Dacă undeva pe parcursul ultimelor două trimestre din 2022 vedeam acest comportament, știri bune din economie egal știri proaste pentru bursă și reversul evident, care a și provocat oarecum raliul care a început în octombrie anul trecut, la începutul acestui an am văzut discursul lui Powell și interpretarea pieței absolut optimistă a acestui discurs, deși el a menționat în momentul în care a avut discuția cu jurnaliștii că vede, cum a spus în engleză, a couple, ceea ce ar însemna două majorări ulterioare ale dobânzilor. Piața a reacționat pozitiv la toate aceste discursuri, considerându-le oarecum doviș, dar, din păcate, pentru piață a venit un moment în care această realitate a trebuit confruntată cu ce se întâmplă exact în zona de știri economice. Iar știrile economice au venit bune. Și aici a apărut din nou narativul cum că aceste știri bune vor induce niște măsuri mai abrupte ale Fed-ului în a reduce inflația. De aici și ceea ce am văzut pe burse ieri. Se mai întâmplă ceva. Am avut și o creștere a randamentelor obligațiunilor pe 10 ani, care acum au depășit 3,9% și asta face din nou creditul mai scump pentru companii. Și de aici investitorii au venit cu această interpretare că datele financiare ale companiilor în 2023 s-ar putea să nu fie atât de bune cum sunt așteptările. În plus, s-ar putea să vedem și ceva presiuni inflaționiste. Asta va trebui să vedem ce se întâmplă în viitor. Avem și un raport global PMI, Procurement Managers Index, deci raportul managerilor din aprovizionare, care este un indicator care se uită oarecum în viitor și care a ieșit foarte bun. Și toate aceste lucruri cumulate au dus la această teamă legată de cum va interveni Fed-ul în perioada următoare pentru a coborî inflația și nu doar a o ține sub control. L-ați pomenit mai devreme pe Jerome Powell, l-ați pomenit Fed-ul, avem în seara asta minuta Fed, la ce să ne așteptăm? Pot veni ceva detalii noi, știu eu, pot veni ceva direcții noi sau vor relua același discurs de până acum? Da, piața se uită la aceste minute încercând să interpreteze de fapt ce va face Fed-ul în viitor și am văzut unul dintre economiștii de pe Wall Street spunând că
S-ar fi așteptat ca Fedul să dea o direcție un pic mai clară a intervențiilor pe care le va avea în viitor pentru a ține această inflație sub control. Chiar în materialul difuzat de dumneavoastră era cineva care spunea că Fedul se uită la 2%, nu la 2,5%, nu la 3%, ci la 2%, și vedem acest lucru și în declarațiile pe care le-au făcut membrii Fed, disparat, nu doar Powell, dar și ceilalți membri ai FOMC, care spun în continuare că Fedul va păstra această poziție de a lupta cu inflația și de a o aduce la 2%. Bun, și acum noi am avut în Statele Unite date economice bune până la inflația ultimul anunț al inflației, care a fost la 6,4%. O scădere de doar 0,1% în condițiile în care am avut toate aceste majorări ale dobânzii cheie. Companiile, pe de altă parte, sunt ceva mai pesimiste și vin cu niște scenarii mai pesimiste. În ce stadiu se află acum Statele Unite? Au scăpat de criză și urmează recesiunea, mai ales acum că a fost schimbat și modul de calculare al inflației? Da. Ce se întâmplă? Dacă ne uităm la comportamentul companiilor care a început undeva la jumătatea anului trecut, o să vedem că toate aceste estimări de anul trecut au venit cu tot felul de avertismente legate de riscuri și cu o micșorare a acestora. Da? Asta de ce? Pentru că în timp publicul s-a obișnuit cu surprize pozitive din partea companiilor, iar în condițiile în care tu te confrunți cu o inflație ridicată, aceste surprize pozitive sunt din ce în ce mai greu de atins. De altfel, dacă ne uităm la ce s-a raportat până acum, suntem undeva aproape de 70% dintre companii care au raportat surprize pozitive. Dacă ne uităm specific la Walmart și la Home Depot, aici o să vedem o poveste care se întâmplă în acest moment în economia americană, unde datoria pe cardurile de credit a ajuns la cel mai mare nivel istoric. Și asta ne arată că foarte multe din achizițiile care au ținut consumul populației sus sunt făcute pe credit. La fel, nivelul de economisire este jos, deci asta arată că economiile care s-au făcut în pandemie sau cam dus au fost mâncate de creșterea prețurilor și de schimbarea comportamentului legat de cumpărături al consumatorului american. Dacă ne uităm la Home Depot fiind un do-it-yourself retailer, are o foarte mare influență din partea pieței imobiliare din Statele Unite, care este într-un proces de răcire, și atunci toate aceste lucruri ne arată care sunt riscurile în viitor. Și anume, unul dintre riscuri fiind ca companiile, veniturile companiilor să fie în scădere în 2023, și ca să se întâmple până la urmă acel narativ legat de fie soft landing, deci aterizarea ușoară a economiei americane, fie o aterizare ceva mai dificilă. O să vedem asta și pe datele financiare ulterioare. Ați menționat chiar dumneavoastră piața muncii din Statele Unite. Piața muncii din Statele Unite este foarte puternică și unul din lucrurile la care se uită Fedul este tocmai această piață a muncii. Pentru că existând un necesar mare de oameni, vedem că există locuri de muncă vacante care depășesc 11 milioane pe ultimul raport, atunci Fedul se uită cu atenție ca nu cumva această presiune pe angajări să nu pună presiune pe creșterea salariilor, care să sporească evident și presiunea inflaționistă. Și trebuie să vă spun că Nitoro Retail Investor Beat, sondajul nostru care se uită la comportamentele investitorilor, vedem că investitorii în acest moment continuă să se teamă de inflație, pentru că această inflație, și consideră inflația cel mai mare risc pentru portofoliul lor, deoarece această inflație schimbă
atât costurile de finanțare ale companiilor prin măsurile pe care le ia Fed-ul, dar și comportamentul consumatorilor, și atunci poate funcționa în ambele sensuri. Crește costurile și scade veniturile. Bun, o perspectivă foarte interesantă. Mulțumim pentru scenariile puse pe masă. O să le mai discutăm cu siguranță. Și vă mai așteptăm. Mulțumim pentru comentarii. Mulțumesc.